Dacă crezi că cineva ți-a făcut... Rata norocului, tăgădăm. Dacă crezi că cineva... divine feminin, divine masculin. Dacă crezi că divine masculinul tău sau divine feminina ta, cu cine rezonează, ți-a făcut vrăj sau ți-a făcut ceva, gândește-te încă o dată. Tu te trezești, da? Ai sărit, te-ai reîncarnat, ai sărit în altă lume, te-ai despachetat, te-ai scuturat, ai zic cum vrei, din cenușă te-ai renăscut. Și ai o putere dementă, nebună. Da? E ca pantera aia sau animalul ăla care nici nu mai știu care deschide ochii, da? De o putere și de o frumusețe rară. Și când te uiți la jumătatea ta și la distanță, nici nu se prea înțelege cine e acolo, îl dobori, o dobori, nici nu știi ce putere ai în privire. Și nu e magic, nu e, e puterea ta pe care ai avut-o întotdeauna. Da, s-a trezit, e kundalini și mundalini. Și omul nu înțelege ce îi se întâmplă. Tu, când te-ai trezit, nu înțelegeai tu ce ți se întâmplă. Și tu, așa, vedeai lumea. Atâta dragoste transmiteai în stânga și în dreapta, că totul cădea palanca la moment de drag. Invers. Primeai. Cât trimiteai, atâta primeai. Și tu credeai că cineva îți face vrăj, că cineva... se uită cumva, că cineva are puteri magice, că cine... nu. Tu te-ai trezit, reîncarnat, zic cum vrei. Și ai pornit în lume. Roada norocului, tăgădăm. Da? Și visul tău e bine, mersi. Te așteaptă și... cineva urlă la unul, nu înțelege ce îi se întâmplă. Ce se întâmplă și cu tine, da? Ce cum ai înțeles unde ești și ce putere ai, că ai avut dintotdeauna. N-ai băgat-o în seamă, n-aveai timp. La servici, acasă, la servici, acasă. Ia stai un pic, te-ai oprit tu să zici, ia ce Dumnezeu se întâmplă. Da. Nu se închide până aici, s-a povestit despre așa ceva. Adică așa e, acolo ești, felicitări și mergi mai departe în tot ce vrei să ți se împlinească sau nu. Tu ești la cârma vieții tale, în toate direcțiile. Ok.